Бо називав отець вам не господар, шо отець є пурарін ще петор. Дікатіва орін ще па анкарка, сава дискарка, ютуб відео респунсур лі лантри берлі вастрі. Шевет клумя он ще пут с фії активи, сидіє ярош інтрибері коло. Пуцини рабдарі, пінтру ки ам ді респунс лінк лавро 30 інтрибері. Dar întrebările voastre care pe parcurs le scriți, eu le însemn și pe urmă vă dau răspuns la întrebările voastre. Acum aș vrea să dau răspuns la o întrebare care mi-a scris-o cineva care e abonat la canalul meu și întrebarea e următoare. Dacă iepuraica este mai mare, adică mai mașcată ca iepuroiul, se poate de dat? Vă spun iarăși din practica mea. Am avut cândva un iepuroi din neozelandeză alb și îl dădem la o iepuraică de velican alb, adică belui velican în limba rusă se numește. Și mai dădem iepuroiul ăla la iepuraică amestecături uriaș cu uriaș belgian, ceva de astea, dar nu era curat uriaș belgian. Și iepuroi, adică era mai mărânțel decât iepuroica. În schimb, iepuroi era tare harnic și făcea treabă. Spuneau niște iepuraș tare interesanți. Chiar la mine e că ești pe sub acest video ați vedeți un link la blogul meu și acolo sunt niște foto cu iepuri, dacă nu mă înșel, acuși vă spun cum se numește, foto din trecut și acolo ați vedeți niște iepurași, așa, alghi, o iepuraică albă și cu iepuraș alghi și ați vedeți frumușe iepurași spre mine. Acum concluzia. Se poate de încercat. Încercați dacă iepuroiul are 5 kg și iepuroica are 10 kg, clar lucru că nu faci. El n-a poate să o sară. Acum, tot azi ni s-a dat o întrebare și aș vrea tot în acest video să dau răspuns la întrebarea asta. Bună ziua! Am dat sâmbătă o iepuraică la iepuroi de rasa belgian, iepuraica de rasa belgiană. Iepuroiul are greutate normală, dar iepuraica are e prea grasă, are vreo 12 kg. Am ținut-o o săptămână la dietă. Este posibil să nu fi puit bine iepuroiul? Adică mă întreabă, e posibil că să nu nu iei cu derli drângă. Uitați-vă, tot aici eu am mai dat încă o întrebare la îl cheamă Ungureanu Casian. Da, el, că el mi-a dat întrebarea asta. Eu i-am dat întrebare mai departe. Ai văzut că iepuroiul a sărit-o iepuraica sau nu? El a spus că a lăsat-o pe noapte și parcă a văzut ceva acolo că a sărit-o. Vă mai spun încă o dată, oameni buni. Când dați iepuraica la iepuroi, adică nu iepuroi la iepuraică, dar iepuraica spune la iepuroi. Stați acolo cât trebuiește și vedeți umblată iepuraica sau nu umblată. Că pe urmă iarăși dați așa fel de întrebări. Am dat iepuraica, dar nu știu dacă e de-a fata. Păi, uite, trebuie să o sară odată, pe urmă, peste 5 minute, iar o mai sară odată, pe urmă, leș iepuroiul vă 2 ore să odihnească și iar o mai dai iepuraica la iepuroi și vezi dacă o sari și gata. Să vezi că cum să spune, o însămânțat-o. După asta, după ce ai văzut că o sărit iepuroica, iei iepuroica după cap și o ridici și te uiți acolo organul ei sexual
Și vezi, el se vede dacă este spermă pe dânsa, înseamnă că o nimerit acolo. Dacă e pe lângă dânsa, iar legi vă 2 ore și iarăși o dai la iepuroi. Dar trebuie tot timpul să stați și să vă uitați. Nu lăsați, nu vă faceți probleme singuri. Că e ca și dați, asta e metodă băbească, cum înainte. Și eu când eram adolescent, tot așa făceam, dușeam la, pe Mahalaua, pe acolo, pe la cu metru Gheorghe Iepuraica și dădeam la Iepuroi și o ținem acolo 2 zile și pe urmă așteptam să înfieti până la... Și iată cam așa. Cred că am răspuns la întrebarea asta. Să văd dacă ceva mai pot adăuga. Nu-i nimic complicat. Tot e foarte simplu. Trebuie dai iepuroica la iepuroi și trebuie să stai. Uitați de metoda asta. Trebuie să vă ridicați o lecuțică, să nivelul de în creșterea iepurilor trebuie să vă ridicați o lecuțică, nivelul și să faceți așa cum trebuie. Asta pentru voi e mai bine. N-ați să pierdeți o lună de zile în zadar. Că așa aștepți și e probabil că nu-ți fată de a ieși. Pentru că tu nu știi, omblat, nu omblat. E ca cam asta. Vă doresc succes. Pe azi s-o cot că e tot. Poate că să mai filmez un răspuns două. Vă doresc succes, la revedere și mai scriți întrebări, dar scriți-le, vă rog, așa, mai concret. Pentru că cum să văd dacă... Dacă chiar vă scriu, e ca o întrebare tare proaspătă. Cum să controleze proaica dacă se vezi dacă are pui? Unii să controleze? Burtă în burtă sau în cușcă acolo, în ladă pentru fătare? Vă rog întrebarea mai concret. Sau... încă, ca să nu mai fac un video aparte, dar de unde se iau bubele la iepuri în urechi? Oameni buni, vedeți la mine pe canal, dați cu vederea ochiului la toate video și acolo eu spun despre râia asta care e urechi la iepuri. În limba rusă se numește ușnoi cleș. Eu nu știu cum în română se numește chestia asta. Sunt niște râi, se face răni. Este la farmacie, nu știu cum la voi acolo, este așa preparat, așa injecție, ivermectin se numește. Și se pune sub chele la iepuri, se pune, se împunge 0,3 și 0,3 ml cubi. Acolo la siringă, vedeți acolo, 3 liniuțe. Și ați împuns sub chele, peste vreo 10 zile repetați. Dispare și râia asta din urechi și dispare totodată și dacă ca profilactică contra limbrișilor. Se face chestia asta la iepuri la vârsta de la 3 luni de zile. Dacă cam asta. Vă spun iarăși la revedere, mă iertați că m-am repetat de 100 de ori, dar puțin răbdare și vedeți acolo mine în listă și video este și mai vedeți că sunt oameni care spun că iată au văzut tot de la altă. Dar așa, cu părere de rău, între cineva s-a uitat la un filmuleț, la un video și începe a da întrebare care n-are nici o treabă cu acest video care l-a văzut. Răspunsul este tot acolo în videoblogul ăsta, pe canal. El este video, că deseori eu de acum nu mai dau răspuns, dar eu și dau link la video, la acel video care el de fapt este, dar pur și simplu omul lecuțic elenos și nu dat cu vederea ochiului. Acum să mai spun. Bun, la revedere, că de acum video răspunsul meu e tare, tare, tare lung spre niște.